Liga 4 Mehedinți a rămas cu 15 echipe după ce Inter Salcia și-a anunțat retragerea din campionat. Conducerea Asociației Sportive a invocat lipsa de efectiv de la nivelul lotului, dar s-a arătat nemulțumită și de faptul că în etapa a doua, Comisia de Disciplină a AJF Mehedinți a decis pierderea jocului cu ACS Academia de Fotbal Flaviu Stoica Drobeta Turnu Severin cu 3-0 la Masa Verde. Decizia eronată a fost îndreptată ulterior de Comisia de Apel. Acum toate rezultatele înregistrate până în etapa a șasea de Inter Salcia au fost anulate, iar clasamentul a suferit modificări, fiindcă sunt echipe care au meciuri mai puțin disputate, gen Viitorul Severin, care în etapa a treia învinsese Inter Salcia cu scorul de 14-1. După disputarea etapei a șaptea, lider a devenit CS Drobeta 2024, în pofida remizei de la Dânceu, scor 1-1 cu Recolta. Echipa antrenată de Sorin Lică are un punct peste Viitorul Severin, dar echipa mutată la Pristol are un meci mai puțin disputat. Podiumul este completat de Pandurii Cerneți cu 5 puncte sub lider, dar și cu un meci în minus. Sănătatea Brăznița Ocol și CFR 1943 ocupă locurile 5 și 6, despărțite de golaveraj. CFR 43 a învins Coșuștea Căzănești cu 10-1 pe terenul din Strehaia, iar atacantul craiovean Liviu Stroie, fost jucător la CSO Filiaș, a marcat numai puțin de 7 goluri. Pe ultimul loc este Academia de Fotbal Flaviu Stoican cu un singur punct, iar Victoria Strehaia se poate lăuda doar cu 2 remize. Rezultatele etapei a 7 au fost următoarele. Recolta Dânceu CS Drobeta 2024 1-1, Sănătatea Brăznița Ocol, Viitorul Cujmir 12-1, Viitorul Severin, Victoria Drobeta Turnu Severin 11-0, Victoria Vânjumare, Academia Stoican 3-1, CS Noapteșa Decebale Șelnița 5-2, CFR 1943 Turnu Severin Coșuștea Căzănești 10-1, Unirea 2023 Gârla Mare Pandurii Cerneți 1-2, iar Victoria Strehaia a stat deoarece Inter Salcia s-a retras din campionat.